piciorul că vă crești șchiopătesc. Bună seara, bine. Simt să văd. Cred că nu e, sper că nu e ceva grav. Vedem mâine la analize. Mă duc la spital. Speram că nu e ceva grav, dar acum mă simt urat. Sunt mulțumit cu rezultatul. Da. De ce nu? A fost un derby frumos cu spectatorii, un meci deschis. Ultime 5-10 minute puteam și câștiga meciul. Avem niște șansele. Putea și rapid. Se dă golul 2. Prima repriză am avut și un penalti, cred că, la Patriche. Așa am văzut eu. Dar și 1-1 e bine, un punct. Al treia meci consecutiv că am câștigat puncte. S-a schimbat atmosfera. Da, și e un lucru pozitiv pentru noi. Mai sperai că după toată acea serie de rezultate negre, când totul mergea rău pentru voi, iată că acum merge și echipa mai bine. Trebuie să se schimbă și asta. În viața noi doar tot timpul ceva negre, nu? Așteptam să noi prima victorie, primul puncte, se schimbă jocul și pentru noi și sperăm continuăm așa. Aveți o liniște știind că practic nu mai sunteți pe locurile retrogradabile, că sunt niște echipe care se chinuie acolo mult mai rău decât voi, Transmetan? Până se termină campionatul, nu avem liniște. Trebuie continuăm așa, câștigăm puncte, special când mergem în play-out și speram și nu jucam nici baraj, dar vedem, meci. Dar crezi că poți să evitați barajul, sincer, celălalt echipă au mult mai multe puncte? Păi sincer, da, avem speranță și trebuie, să am încredere în noi, că poate scăpa barajul, dar orice e posibil. Asta e football. Se joacă acum un singur meci, destul de greu. Da, avem 9 meciuri, e foarte greu, dar și la noi și la adversarul e un meci, nu? Câte puncte luați cu Sepsi și cu CFR-ul? Sau câte-ți dorești, câte puteți să luați? Dacă mergem meci pe meci, dar dacă câștigam 4 puncte, e foarte bine. Da, va fi frumos că veți întâlni rapid pe alta, că vor fi meciuri de-asta mai spectaculoase, da, rapid, Craiova, bineînțeles, mai bine cu Rapid să fie un meci, iar derby, iar frumos. Până atunci poate se deschide și stadionul, și la Giulești, sau dacă jucăm și arena, poate lasă guvernamentul să jucăm cu 100% de spectatori și să fie un meci foarte frumos. Teoretic, de săptămâna viitoare să fie 50%, puțin mai mult. Da, până play-out și până meci cu Rapid avem încă, cred că, o lună, nu? Atmosfera asta. Asta ți-a plăcut? Cum a fost? Da, foarte frumos. Chiar dacă a fost și 30%, nu? Da. Dar foarte frumos. Speram următorul derby să jucăm cu 100%. Ai temut și torțele alea? Cum? Petardele, torțele. Nu am văzut eu torțele, că am fost în vestiar. La pauză. Patrick, e ok? Cum? Patrick, e ok? Da, toată lumea sunt ok. Nu am văzut, dar i-a bubuit la investare a fost toată lumea ok.